Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dragoste pentru Folclor. Rodica Șerban sunt și astăzi alături de niște invitați special. V-am pregătit o ediție cu totul și cu totul deosebită. O să vreau să vi prezint și o să încep cu Bogdan Caragea. Bine ai venit, Bogdan, prima dată în emisiunea noastră. Da, mă bucur pentru invitație și mulțumesc că m-ați acceptat în emisiunea voastră. Te așteptam de vreo 2 ani, dar am reușit să te prindem acum. O să discutăm. Am reușit, da. Mă bucur că ai venit. Prietena noastră, Cristina Ermilov, bine ai revenit. Noi ne-am mai regăsit și bine v-am găsit pentru o petrecere de neuitat. Mergem mai departe, Irina Gromoșteanu. Bine ai venit, Irina. Bună ziua și mulțumim mult pentru invitație. Cu mare drag. Și mai departe, inconfundabilul și inegalabilul Hari Gromoșteanu. Mai departe eu sunt. Bună ziua, bună ziua, dragă Rodica, bine te-am găsit, bine că ne-ai mai găsit și tu. Ne bucurăm să fim la tine în emisiune, e foarte răcoare, e vară, se vede asta. Totul e fresh și să iasă ceva frumos. Eu sunt convinsă că o să iasă ceva frumos. V-am pregătit, așa cum vă spuneam, o ediție specială. Avem multe de discutat, avem de cântat. Va mai veni lângă noi și o altă colegă de-a noastră în partea a doua emisiunii. Așa că nu plecați nicăieri, rămâneți lângă noi să ascultați poveștile noastre, care sunt convinsă că vă vor ajunge la suflet. Și o să încep cu tine, Hari. Păi, aolo, nu cu se mine. Putea. Cu tine. Ce cu tine. Încep cu mine? Ia. Ce ne-ai pregătit pentru vara aceasta, Hari? Pentru vara aceasta, dacă ar fi să povestesc tot ce am pregătit, ne trebuie ce se poate spune la TV. Ne trebuie câteva emisiuni legate una după alta. Am pregătit spectacole pentru turiștii noștri care vin pe litoral. Am pregătit divertisment mult și bun. Un nou spectacol de varietăți, Varietăți la Mamaia 2019. Tot ce ține de divertisment, cu mare drag oferim spectatorilor. Da, o să vreau să vorbesc și cu Irina, cu da, soția te rog ta, din suflet. Pentru că ea este producătoarea mai multor spectacole care vor avea loc anul acesta pentru turiștii care vin aici la noi, la Constanța. De 5 ani de zile facem asta. Bine, sunt mulți ani, dar de 5 ani am lărgit echipa, să zic așa, din care faci și tu parte și ne faci o mare plăcere. Da? Mulțumesc că m-ați dat în echipa voastră. Așa, și avem în fiecare seară o altă temă, cu ansambluri, cu interpreți, inclusiv spectacolul de varietăți, care cuprinde muzică, dans și comedie. L-am început acum 5 ani. Am o prietenă aici. Avem și aer, avem și musculițe. L-am început acum 5 ani și în fiecare an am schimbat de la dansuri, de la scenete, muzica, stilul muzical, pentru că în fiecare an am adus un alt stil muzical pe scenă. Anul ăsta avem hituri, exact ce se cântă la radio. Dansuri frumoase cu cabaret deja vu și multe scenete comice, inclusiv o parodie este în premieră, ce face Hari și cu bineînțeles, colegul Marius Costea. Și cu colegul nostru Hari, colegul nostru Marius, pe care îl salutăm. Ce vreau să te întreb, oamenii, ce crezi că preferă între folclor, muzică de petrecere și muzică ușoară? Cred că le preferă pe toate, pentru că vin la mare, după o plajă, așa, ei se așează pe terasă și le face mare plăcere să reasculte muzica de altă dată, să danseze pe melodii populare, mai o horă, mai o sârbă, mai cel puțin la sârbe fiind din partea nordică, așa, a României, preferă foarte mult genul ăsta muzical. Și bineînțeles muzica ușoară românească, care este foarte frumoasă, tangourile, valsurile, deci chiar foarte mulți turiști ne-au spus de mult nu am auzit melodiile astea frumoase și bineînțeles cântate foarte bine de către echipa noastră. Bineînțeles, noi suntem cei mai buni și cei mai modești. Sunteți ai noștri. Bineînțeles. Cristina,
Tu faci parte, este al doilea an când faci parte din echipa aceasta. Sigur, da, și îmi face mare plăcere să colaborez cu Irina și cu Hari și nu numai, și cu voi. M-am atașat de grupul acesta. Îmi face plăcere, suntem un grup de tineri, glumeți, îndrăzneți. Voi mai tineri, eu și mai tânără. Și tu faci parte din aceeași categorie. Nu, eu reușesc să câștig așa tinerețe privindu-vă pe voi și luând de la voi și mă simt și eu la fel de tânără ca și voi. Acum nu pot să spun acum? Rodica, vârsta este o cifră, adică contează foarte mult cum suntem în suflet, iar noi suntem niște zăpăciți foarte tineri. Eu sunt cea mai tânără, așa cum am spus. Bun, revenim la tine, Cristina. Ce este pentru tine muzica? Ți-ai putea imagina o viață de acum încolo, fără să mai cânti? Nu, nu mi-aș putea imagina nici măcar un weekend stând acasă. Vreau de acum înainte să colaborez cât mai mult, să muncesc cât mai mult, ca să pot să ajung acolo unde îmi doresc eu și să mă ocup de toate genurile muzicale pe care eu le cânt. Muzica rusească, muzica ușoară, muzica populară și nu numai, ce mai fac eu pe lângă, dar pe primul loc este muzica. Care gen muzical ți este cel mai aproape de sufletul tău? N-am cum să fac o diferență legată de chestia asta. Lumea poate să zică că vai, e muzica rusească, că părinții mei și sunt ruși și poate că ar fi asta, dar nu. Orice gen de muzică sau ascult o melodie în spaniolă, dau un exemplu. Mi-e dragă, o învăț și o cânt. N-are nicio importanță limba, că este macedonească, că este lipovenească, că este populară. Este muzică și cred că cu toți suntem de acord cu chestia asta, că nu contează. Este muzică. Foarte frumos. Bogdan, vreau să te prezentăm, pentru că telespectatorii noștri nu te cunosc foarte bine și aș vrea să vorbim puțin despre tine. Tu, ca și profesie, ești profesor. Da. Ca da. Și mine, de altfel. Da. Așa, ce legătură are profesia ta cu muzica? Cum ai reușit tu să îmbini muzica? Sincer, și niciuna, n-are nicio legătură. N-are nicio legătură, nu? Nu. Știu, muzica, și mie. Muzica este o pasiune pe care am descoperit-o când eram mic și nu m-aș fi gândit că pot să fac o carieră din asta. Și atunci am ales să îmi construiesc o altă carieră. Dar muzica, bineînțeles, n-am putut să renunț la ea, a rămas acolo în sufletul meu undeva printre primele locuri și îmi face mare plăcere atunci când sunt pe scenă. La mine este al treilea an când colaborez cu această echipă tânără, cum ați zis și voi, minunată. Așa, și talentată și toate cele de bine, chiar așa la suntem, superlativ. Scuze-mă că mă bag, da. Dar chiar așa suntem. Și chiar mă bucur că a avut Hari acum trei veri o sclipire așa într-o dimineață la o cafea și mi-a tot dat un Hari mesaj. Tot la Hari ajungem, da? Da. Ce să zic? Ce spun elevii tăi despre tine, despre faptul că tu în timpul liber ești și artist? Elevii mei, după ce m-am prezentat la prima oră, în a doua oră știau totul despre mine, știau toate melodiile de pe YouTube, știau tot ce am făcut în viața mea. Normal că, bine, eu fiind și mai tânăr, sunt aproape de ei și avem o relație destul de frumoasă și asta întărește mai mult relația noastră, că eu mai și cânt în timpul liber. Le-am cântat și la banchete și în excursii când am fost. E frumos, e minunat. Super. Hai că de vorbit tot vorbim, dar aș vrea să și cântăm și o să încep cu tine, Cristina. Cu tu ne-ai pregătit azi? Eu v-am pregătit o melodie. Este acum, să zicem, că în trend. Este vorba de... O să vedeți. Nu vrei să ne spui. Nu că nu vreau să vă spun. Este vorba despre mamă. De la mama până la mine. Am înregistrat-o și am venit să o cânt aici la tine în emisiune. Și încă o melodie de joc și voie bună. Perfect. Hai să te ascultăm. Cristina Ermilov. Ven
mă întreb cum de mai poți atâta grijă să-mi porți. Sărut mâna mama mea, milă mi de dumneata. Și mă întreb cum de mai poți atâta grijă să-mi porți. Și uită-ți supărarea, omule, învincată
îți-a alinarea. Dar cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Dar și uită-ți supărarea, omule, învincată-ți alinarea. Dar cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Dar și uită-ți supărarea, omule, învincată-ți alinarea. Dar cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Bine, măi, Cristina, băi, bine. Am ascultat pe domnul Hari aici. Luhari, ia și microfon. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Foarte frumos ai făcut. Da, eu ți-am spus că suntem talentați, mulți și nu prea suntem normali în această gașcă. Chiar vorbeam într-o seară la spectacol la Varietăți și asta am spus, zice, i-am zis așa, din toți unul bun nu face, adică nu e niciunul, că toți sunt fugiți, știi? Și care au fost criteriile care au stat la bază la selecție? Am făcut un examen psihologic și cine a picat examenul, pe ăla l-am luat, adică că nu puteam să iau normal, știi? Că mai nou și dansatorii sunt la fel de fugiți, că ce aia sunt pe acolo așa, când îi vezi nu știe care-i treaba cu ei, știi? Măi, mie mi s-a spus că nu-s normală la cap, ajung să cred că într-adevăr nu sunt. Dar nu în sensul ăla. Haideți că nu suntem în sensul rău, suntem în sensul bun. Păi... că transmitem o super energie și că suntem noi. Deci nebuni, crede-mă că noi avem atâta energie încât alimentăm un cartier. Ce un cartier, jur, o țară, din punctul meu de vedere. Să alimentăm, dragilor. Până și Bogdanel, care nu vorbește deloc și tot are energia aia când... care e cel mai cu minte. L-am corupt profesor. Și pe el, pe domn profesor. Da, și când mă apuc eu să vorbesc. Da, știu. Eu chiar așa îl prezint la fiecare final de spectacol. Știu. Domnul profesor de biologie, Bogdan Carazia. Și apare el așa. Ce mai prezentare. Oricum da, ai obișnuit cu o super prezentare, așa că... Ce să mai... Totul e perfect. Deci suntem o gașcă... care spun eu că suntem în stare să creăm un eveniment frumos, dacă suntem chemați undeva, știi? Adică cu energie, noi creăm cu și muzică și dacă bună. Nu ne cheamă nimeni, ne facem. Nu, dar asta zic, dacă cineva își dorește ca evenimentul sau să fie unul deosebit, trebuie să ne cheme pe toți. Da, pentru că suntem, de exemplu, toți cântăm de toate. Și dacă ne-am pune, de exemplu, Hari Machedonești, eu rusești, tu populară, Bogdan Ușoară, putem să le învârtim așa, plus că mai facem comedie. Aș vrea să spun, mai facem dansuri. Suntem o echipă completă din punctul meu de vedere. Din echipa aceasta mai face parte Iulia Iordache și Elera care va veni, care și Florina Stănculeț, actrița Florina, da. Stănculeț într-adevăr. Avem și niște fete la cabaret, așa cum ai spus. Da, facem multe. Elera și mai vine avem și Ada a avut o pană, a făcut e pe pană drum, și, da. E pe drum. În partea a doua ne va onora s-a cu prezența. Aici, da. Și mai avem alături de noi ansamblu Flor de Măr, pe care astăzi nu l-am avut, dar ne spui un pic ceva despre... O să-l avem. Cinele tematice, că avem în afară de Chef și Voie Bună, care, unde care este muzică avem, românească, exact, tradițională. Flor de Măr. Mai avem o seară orientală. La fel avem un interpret de muzică turcească, Sermin, alături de cabaretul nostru, Deja Vu. Avem cina grecească alături de ansamblu Astras, adică colaborările sunt. Cine își dorește un eveniment deosebit ne poate contacta, pentru că putem acoperi toată noaptea cu diversitate și putem crea ceva unic.
Da, ideea ți-a aparținut ție, Irina? Sau ideea a fost, a fost noastră, în familie. Da, a fost în familie și sincer toate le facem în familie, inclusiv noi iarna începem să gândim anumite evenimente, anumite seri tematice, pentru că ni se cere în fiecare an altceva și așa și trebuie, adică și stăm și le gândim și le mestecăm. Mi se întâmplă să aveți păreri diferite? Da, da. Se lasă cu scandal? Nu, niciodată. Se lasă cu niște glume și mult râs. Alea cu farfurie ca la greci, de la Astra s-am învățat. Da, da, da. Da, ne-am luat da, da, de la ei. Inclusiv pentru cina grecească, farfuriile le avem direct din Grecia. Adică suntem dotați. Suntem, suntem. Harry, știu că ești nerăbdător să ne cânti. E, cum, da, da, abia așteptam și nu știam de ce nu mă întrebi. Da, ai tu emoții? Da. Da, ai transpirat de la emoții. Aici este da, foarte nu, răcoare. E caniculă, dragi prieteni, și nu știu cum ce se întâmplă, dar, domne, ăștia i-au prins pe toți și nu poate să prindă canicula asta. Nu știu de ce nu poate să o prindă, mă rog. E caniculă și cântăm și pe caniculă, ca să vedeți că se poate. Cântăm în orice condiții, cântăm un adevărat artist cântă în orice condiții. Cântă și în apă. Ok, băi, să vă cânt, nu? Vă cânt una populară. Ce vrei tu? Una populară să fie veselie, da. Soarele de dimineață m-a prins cu mândra pe brață. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, măicuță de sărutat, ai de nu și da. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, măicuță de sărutat, ai de nu și da. Măi, în grea boală m-ai băgat, măi. Fată cu părul spicat, măi. În grea boală m-ai băgat, măi. Și tot nu mă-i face bine, ai nu și nu și da. Până noi fi lângă tine, ai de nu și da. Și tot nu mă-i face bine, ai nu și nu și da. Până noi fi lângă tine, ai de nu și da. Te băga luna în ceață, ai nu și nu și da. Cât sunt cu mândra pe brață, ai de nu și da. Nu te băga luna în ceață, ai nu și nu și da. Cât sunt cu mândra pe brață, ai de nu și da. Soare, de ce inima mă doare? De ce lună, de ce soare? Păi de ce inima mă doare? C-am iubit un puișor, ai nu și nu și da. Și de el mi-e tare dor, ai de nu și da. C-am iubit un puișor, ai nu și nu și da. Și de el mi-e tare dor, ai de nu și da. Soarele de dimineață
m-a prins cu mândra pe brață. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, măicuță de sărutat, ai de nu și da. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, măicuță de sărutat, ai de nu și da. Hari, Armânul nu chiar. Armânul nu chiar. Am zis bine? Ai zis foarte bine. Am zis foarte bine. Ne-a plăcut tare mult și pentru că tot am ascultat cu o melodie armânească în vogă la momentul acesta, foarte cunoscută, aș vrea să le amintești respectatorilor de faptul că tu ești implicat și pe partea aceasta cu evenimentele armânești. Ați organizat de ceva timp sau cu ceva timp în urmă un eveniment care chiar s-a numit Armânul Nuchiari. Da, greșesc? Am organizat primul festival. Aici voiam să ajung. Da, Armânul Nuchiari Tibașii Fratilii. Ăsta e sloganul, da. Acest festival s-a născut, s-a inventat, ca să zic așa, din cauza unei glume pe care am făcut-o eu cu Marius Costea, colegul meu. Am făcut noi la un moment dat o poantă cu
Nevărsiu a fost o chestie, că o să facem noi al Machidonilor, nu știu ce. Anul trecut a fost gluma asta. Așa, anul trecut. Și după chestia asta, toată lumea a devenit virală treaba asta și toată lumea ne dădea mesaje. Tiba și fratele, Tiba și fratele, Tiba și... Și într-o seară, cum mai stăm noi așa la televizor, doamna producătoare aici de față, alias soția mea, așa, i-a venit un drink, cum îi vine ei de obicei, știi? Și deci zice, ideile bune de la ea vin, recunoaște. Da, eu vorbeam acolo, cum mai, că eu mai și vorbesc singur așa, că e defect profesional. Și ziceam, bă, te-i bași, fratele, nu știu, și Irina zice, asta facem. Dar așa, știi, exact ca în liceenii, când azi vine, când i-a venit melodia lui, vine, și ea zice, asta facem. Și eu mă opresc, zic, ce să facem? Te-i bași și fratele. Și te-i bași și fratele înseamnă să te pupi. Știi, și am timp să o pupi, că nu, facem festival. Festivalul Tiba și fratele, zic, n-ai cum să-l faci. E, nu. Și am făcut Dida Mai Festivalul. Prima ediție. Foarte și urmează frumos. Și a doua ediție, tot la iarnă. O vom lansa în curând. Momentan mai avem de așteptat niște răspunsuri, pentru că ținem foarte mult la niște invitați speciali. Nu-i divulgăm. Nu vrei să ne spui, nu? Nu. Rămâne surpriză. Nu. Și e foarte complicat cu datele, pentru că trebuie să-i sincronizăm pe toți. Cea mai mare satisfacție a fost că suntem singurii care am reușit să aducem la un loc atâtea trupe de muzică macedonească. Adică Pindu, Gramoste, Cavala, Machidonia, Ionuț Galani și două ansambluri. Am avut și invitați speciali, Hrista Lupci și Ghiță Caraulani, care poartă tradiția asta de foarte... Ei momentan nu mai cântă, dar au urmași, au transmis aceste tradiții și am avut și două ansambluri de muzică macedonească, Iholu și Vanghilismo, care au antrenat lumea. Țin să te anunț că până la 6 dimineața, iar Litoral TV a fost alături de noi, mulțumim, lumea a dansat în continuu, inclusiv Hari, pentru că nu erau numai macedoneni acolo, erau și foarte mulți români iubitori de muzică machidonească. Hari a făcut pentru ei un program de hore și chiar s-a distrat, deci l-am avut pe Ionuț Galani, care fiind macedonean a cântat în grecește cu ansamblu Asteria, adică au avut de toate și a fost pentru prima oară când pe aceeași scenă am reunit atâția artiști. Ce să vă spun, felicitări pentru inițiativă. Mulțumim. Și mult succes în continuare în tot ceea ce vă propuneți voi. Mulțumim. Sper să aveți idei la fel de bune, la fel de inedite. Nu este ușor să organizezi un eveniment, pentru că, în primul rând, trebuie să-i sincronizezi pe toți, după care intervine locația. La fel, noi am pus la dispoziție ceva mai elegant, cu meniu, cu lumea să vină în familie să se distreze. Și le-am făcut pe toate singure, adică am avut un singur partener și pe voi partener media. Să sperăm că la anul va fi mai multă lume alături de noi. Așa, sunt convinsă că așa se va întâmpla. Hari, aș vrea să te întreb, te ascultam în timp ce cântai. Tu practic ești actor, tu ai debutat în această lume, în lumea artistică, ca și actor, nu? Măncel? Da. Și cum ai ajuns la muzică? Am ajuns la muzică, știi cum am ajuns la muzică? Fiind în facultate de teatru, aveam ore de, așa eram în facultate, în orarul nostru, aveam ore de canto cu domnul Dumitru Lupu, Dumnezeu să-l ierte, marele compozitor Dumitru Lupu. Și acolo aveam ca temă tango, țin minte că asta lucram la tango, și am făcut un putpuriu de tango românești. Așa. Făcând scenete comice și diverse piese de teatru, am inserat aceste tangouri în spectacol. Nu spun că a fost o nebunie, deci toată lumea... Sunt piese foarte cunoscute, piese foarte vechi, tangouri românești celebre. Așa, și toată lumea a primit foarte deschisă chestia asta cu comedia și muzica pe care eu le-am combinat. Și de la am avut acel negativ, singurul meu negativ ăsta a fost de la Dumitru Lupu. De la acel negativ, văzând priza la public,
Vreau să zic că am ajuns în momentul de față la 400 de negative. Ai mai multe. Sau mai multe, atât am numărat eu. Așa, și am văzut că se combină foarte bine comedia cu muzica. Da, bine, tu că chiar reușești. Că m-a ajutat și tătuțul, cum îi zic eu, și mi-a dat și puțin glas, e altă treabă. Dar e un mare lucru să poți, la un eveniment, să poți să combini muzica cu teatru, știi? Da, ție chiar îți iese. Un hobby care s-a dezvoltat și a devenit profesie acum. Cred că la momentul acesta ai mai multe evenimente la care cânți? Da, sunt, da. Da, bine... Da, exact ce muzică, spune, oricum e mai simplu. Adică omul mai repede cere o muzică decât comedie, știi? Dar sunt mulți care cer și muzică și comedie. Și atunci e perfect. Foarte frumos, revin la tine, Bogdan. Tu ne-ai spus povestea ta. Ne-ai spus că, la fel, muzica a fost o pasiune și pentru tine. Din câte am observat de la mai mulți invitați de-ai mei, așa s-a pornit, de la pasiune și s-a ajuns la profesie. Și îmi place să cred că atunci când pui suflet în ceea ce faci, îți și iese și o faci cu plăcere și cred că și telespectatorii observă, se vede lucrul acesta. Revenind la tine, la faptul că mi-ai spus că muzica este o pasiune și că tu de fapt ești profesor, aș vrea să te întreb și pe tine, ce am întrebat-o și pe Cristina, dacă ai putea să îți continui viața fără să cânți, dacă ți-ai vedea viața de acum încolo fără muzică, fără această pasiune. Atunci când mi s-a schimbat vocea, profesorul meu de canto de atunci mi-a zis că trebuie un an jumate să iau o pauză. A fost un an groaznic pentru mine, că n-am putut să cânt, mi-a zis că s-ar putea să-mi afecteze vocea pe cursile mai departe, da. Și atunci mi-am dat seama că nu pot să nu cânt în viața asta. După aia am mai avut perioade în care n-am avut spectacole, concerte și așa mai departe, dar iată că până la urmă tot rău spre bine, acum este foarte bine. În afară de evenimentele de aici, vara, mai avem evenimente și la nunți. Tu locuiești în București? Da, 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 da. În timpul anului școlar stau la București, vara vin acasă în concediu. Unde-i mai bine? Și colo, și colo, adică știi cum... Un răspuns diplomat. Da, da. E, aici e acasă. Îți dai seama că este mult mai bine. Dar și la București m-am obișnuit. Acum să vedem ce ne rezervă viitorul. Ar fi culmea să te muți în altă parte. Te auzim la Cluj, la Timișoara. Nu cred. Never say never, știi asta cum e. Nu, niciodată da. Să nu spui niciodată. Bun, hai să te ascultăm și pe tine cu două piese. Tu ne-ai adus astăzi două melodii. Ce melodii ne prezinți? Da, v-am pregătit piesa regretatului Dan Spătaru, Țărâncuță, Țărâncuță, o variantă puțin schimbată, și Căsuța noastră, în varianta lui Gică Petrescu. Le vei cânta live pentru noi astăzi. Live, da. Hai să te ascultăm pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, în premieră la Litoral TV, Bogdan Caragea. Când iese badea la cosit, iese și mândrea la prășit. Și la horă duminica e tot cu ochii după ea. Și când e joc de alunel, mândruța e tot lângă el. Păi țărâncuță cum e ea, e drept că bade i-ar plăcea. Dar când îi cată vorbă el, ea fuge și nu vrea de fel. Dar într-o zi n-a mai răbdat și i-a spus badea supărat. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrăjori, de ce-mi cauți tu pricină? Vrei să uit că-mi ești vecină? Când înți calea-n grădină, noaptea când e luna nori, tocmai când e luna nori. Țărâncuță, țărâncuță, cu fuiorul prins în brâu, ți-a mers vestea desfioasă că te încuii și ziua în casă. Dacă ziua ești fricoasă, ce cați noaptea la pârâu, ce cați noaptea la pârâu. De data asta, măi fată, zi-vă, da proste că ai scăpat. Dar de te prind eu altădată, să știi că intru în păcat. Țărâncuță, țărâncuță,
cu bujori în obrăjor. O să mă aduci în stare să te prind de cingătoare, ziua în amiaza mare, să-mi dai fraga buzelor, să-mi dai fraga buzelor. Fraga buzelor i-a dat și-apoi l-a luat și de bărbat. Și-apoi la nuntă au jucat cu toți prietenii din sat și au mâncat și au băut. Trei zile nunta a ținut. Trecut au ani și ani de-atunci și-acolo în satul dintre lumi gospodărie ca lor și voie bună ca lor. Nu mai găsești cât ai căta, nu mai găsești la nimenea. Țărâncuță, țărâncuță, te-au nins florile de măr. Nu mai ești tu tinerică, dar ești încă frumușică și-ți dă bine ca mămică. Cu trei fire albe-n păr, cu trei fire albe-n păr. Țărâncuță, țărâncuță, cine e ca tine în sat? Ai acum o fată mare și de ea ești mândră tare, că-i din cap până în picioare. Cum erai tu altădat, cum erai tu altădat? Păi să-ți trăiască fetița și să o vezi la casa ei, și să-ți trăiască și vădița și să vă văd cu nepoței. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrăjori, cine mai făcuși surată? Doi băieți pe lângă o fată, ce vor crește mari odată, mândri de măicuța lor. Mândri de măicuța lor. Vastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Într-o salbă de mărgele, apucași pe drumurile, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfâșie și un suflet întristat. Pentru salbă de mărgele, apucași pe drumurile, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfâșie și un suflet întristat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Să vii, dragă fetiță, am să-ți iau fustă pestriță ca să crape lumea zău. O năframă mătăsoasă, tu să fii cea mai frumoasă și mai mândră în satul tău. De-ai să vii, dragă fetiță, am să-ți iau fustă pestriță ca să crape lumea zău.
O năframă mătăsoasă, tu să fii cea mai frumoasă și mai mândră în satul tău. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Bravo, domn profesor! Foarte frumos, mulțumim pentru... Mulțumesc și eu! ...această întoarcere în timp, pentru că sunt melodii pe care, cu siguranță, telespectatorii le îndrăgesc și sunt convinsă că le-au ascultat cu plăcere. Mi-a plăcut tare mult varianta ta. Dragii mei, o să avem de discutat mai multe, dar va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate și după pauză va veni lângă noi și colega noastră, Elera Meregiu. Deci, dragii mei, revenim în câteva momente. Am revenit, dragii mei. După cum probabil puteți observa, ne-am înmulțit între timp. A venit și colega noastră, Elera Meregiu. Bine ai venit, draga mea! Bine v-am regăsit pentru a doua oară la dumneavoastră în emisiune, la tine în emisiune. Greu drumul până aici, nu? Da, este foarte aglomerat în Mamaia, ce-i drept. Au venit turiștii și trebuie să ne descurcăm. Hai că asta e bine, că ne vin turiștii, e foarte bine. Cu ceilalți am discutat, aș vrea să încep să discut și cu tine câteva lucruri importante pe care telespectatorii cred că ar vrea să le știe. Tu ne spuneai în toamnă, cred că ne-am văzut noi în emisiune. Da, da, în toamnă. Că ai terminat pedagogie muzicală? Nu, canto am canto terminat, ai terminat la facultate, canto. Da, și facultatea și liceul de arte. Și continui mai departe pe această latură. Bineînțeles, niciodată nu mă las. Este cea mai mare pasiune a mea. De fapt, nu mai este pasiune, deja este o meserie pe profesie care o fac, deja. Profesie, exact, pe care o fac cu mare drag. Și nu cred că am să mă las vreodată de asta, indiferent de situație, indiferent de ce va fi. Că voi avea copii, că voi fi la casa mea, de asta nu o să mă las. Dacă ești tânără, mai ai până atunci. Da? De anul acesta faci parte și tu din echipa noastră. Te-a cooptat prietenul nostru Harry și cu Irina și pe tine. Da, este primul an și mă bucur că fac parte din această echipă minunată și facem o treabă excelentă, excelentă. Irina, să te întreb cum de ai găsit-o pe Elera? A fost ideea ta sau lui Harry? Harry știa de Elera, sincer. S-au mai întâlnit pe la diverse evenimente și cam fiecare an mărim echipa. Și Harry a propus-o pe Elera, am ascultat-o pe YouTube, mi-a plăcut foarte mult și am zis da, de ce nu? Plus că este așa, cu o atmosferă de aia pozitivă, o energie pozitivă, așa împinge spre și noi tot nu timpul. Bea. Adică e așa, e ea. Adică noi celelalte bem sau cum? Multă apă. Deci eu pe Elera am cunoscut-o la un botez, țin minte. Am avut eu un program și după am terminat programul și urma să intre ea. Așa ne-am cunoscut și mi-a rămas așa, știi, eu așa fac, așa racolez. Bine, trebuie să ai și puțină ureche muzicală, că nu poți să iei pe oricine, fler, așa. Și puțin fler și am zis, ia, e, merge, zic, pentru ce avem noi în gașca asta, e perfectă, Elera. Și uite așa. Deci te simți bine alături de foarte bine, noi, mai ales că, cum se zice, cine se aseamănă se adună. Nu cred că toți suntem așa de sănătoși. Poftim. Adică suntem sănătoși. O să creadă lumea că noi suntem aici. Asta voiam să zic. Noi cu Irina am deschis un spital de nebuni și încercăm să îi aducem pe toți, știi? Nu, suntem foarte pozitivi, foarte exact. Glumeți.
zâmbitori tot timpul și cred că de asta ne și potrivim. Așa exact ca în bancul ăla, apropo de spitalul de nebuni, știți? Directorul spitalului, Ilia Adjunct, și să mai controleze saloanele, să vadă care-i treaba. Știi? Și la un moment dat intră într-un salon și doi săreau, știi? Doi săreau în sus. Și zice ăsta directorul, noi ce faceți aici? Și aici că noi suntem tăieței, fierbem. Și doi erau pe lustră, sus, agățați acolo. Și că ia doi ce au pățit? Aia au dat în clocot, s-au lipit de capac. Așa și noi aici. Deci eram convinsă că va fi o emisiune foarte veselă. Și trebuie să spunem celor de acasă că intenționăm din toamnă, după ce se termină acest sezon estival, din toamnă vrem să plecăm cu spectacolul nostru Varietăți Show, să facem un mic turneu așa, o luăm așa ușor pe aici, prin zonă, Tulcea, Ovidiu, Cogălnicianu, știi? După care plecăm așa ușor, Brașov, Sibiu. Ieșim și din țară. Ieșim puțin și din Doamne țară. Doamne ajută și asta. Da, și vrem să facem, să mergem cu spectacolul. Asta este un spectacol pe care oamenii nu l-au mai văzut de foarte mult timp, adică nu se mai fac asemenea spectacole. Mă bucur că noi doi am fost idioți și ne-a venit această idee. Eu zic că ați fost inspirați. Ești idiot, știi? Și ne-a venit ideea asta și avem și cu cine, gașca e frumoasă, dansatorii sunt foarte buni. Plecăm, ieșim să arătăm și celorlalți ce facem noi. Doamne ajută, până una alta, dumneavoastră, dragii mei, puteți să ne urmăriți aici la Litoral TV, într-o formulă mai restrânsă, într-adevăr, pentru că astăzi nu suntem toți, dar o să vreau să o ascultăm pe Elera. Ea ne-a pregătit astăzi trei melodii. În prima fază ne cânți două și lăsăm una pentru final. Sigur că da. Ce ne cânți? Voi cânta două piese din repertoriul personal, din viitorul album. Iar pe final va fi o mică surpriză și stați alături de noi ca să ascultați. Ok, după ce ne povestești despre viitorul album, da? Sigur că da, sigur. Haideți să o ascultăm pe Elera Meregiu. Grijile la târg, azi
Îți mulțumim frumos, Elera. Tare frumoase melodiile. Să înțeleg că ele vor fi pe următorul album pe care ne-ai spus că îl vei scoate în curând. Exact, vor fi pe următorul album, dar din păcate, nu din păcate, din fericire cred, sunt un pic pretențioasă cu piesele și nu mă grăbesc în a scoate un album până nu știu eu că este totul în regulă. Să nu te grăbești în nimic ceea ce faci. Nu. Vreau să fie ceva nu neapărat unic, pentru că piesele populare sunt exact așa cum sunt. Dar vreau să știu că mă mulțumesc pe mine, în primul rând. Pentru că dacă mă mulțumesc pe mine, este clar că vor mulțumi și restul. Ce fel de piese vei avea pe acest album? Voi aborda Oltenia, după cum ai văzut. Și vor fi prinde și... foarte bine zona asta. Da, și vor fi și câteva piese de Banat. Pentru că Banatul se caută foarte mult, se ascultă foarte mult și este și antrenant. Acest gen muzical, această zonă, de fapt, muzicală, Banatul și Oltenia. Cristina, vreau să revin și la tine. Tu ne spuneai la început, în prima parte a emisiunii, la începutul emisiunii, tu cânti și muzică rusească. Sigur, da. Într-o altă emisiune, lipovenească. Da, în urmă, da, da. Într-o viitoare emisiune, ne-ai promis că sigur, vei veni. Da, voi veni cu prietenul nostru, bunul nostru prieten, Cornel Oprea. Cu el intenționez să lucrăm pe partea aceasta. Aveți proiecte noi, las că știu eu. Da. Avem să lucrăm la un proiect nou pentru toți rușii lipovenii din județ, din țară, din partea asta noastră și să venim să-ți prezentăm proiectul, măcar o parte mică din el. Da, tu, deci pe lângă muzica voastră tradițională, muzica lipovenească, da. Muzica rusească, abordezi și muzică populară, da. Muzică da. Ușoară. Da, aproape toate genurile. Din muzica populară, ce zonă folclorică te atrage mai mult? Sincer să fiu, nu am care o zonă. Care îți place mai mult? Nu, neapărat. Nu am o zonă anumită. Depinde de... Ce se cere, adică în programul meu găsești moldovenești, găsești bănățenie. Am aproape toate... Zonele folclorice. Da, toată noaptea. Cânt de toate. De la muzică ușoară până la muzică moldovenească, până la muzică rusească. Rock, când rock mi s-a cerut mie rock într-o seară la modern. Știi, că mai sunt unele cântat, melodii. Simply the best. Da. N-am fost o Tina Turner, dar... Nu, dar ți iese foarte bine, știu asta. Mulțumesc. Că te-am auzit. Mulțumesc. Într-adevăr, frumos. Mai sunt unele melodii care nu le acopăr în profunzime, dar îmi fac treaba pe deasupra, așa. Mă uit la noi așa, ce înseamnă, domne, să fii artist, acum ne și răudăm un pic. Cum rezistăm noi în condiții extreme? Deci, dragii mei, este foarte cald aici și nu doar de la... Putem fi și scafandrii noi, adică... Deci dacă vedeți pe chipurile noastre așa, oarece urme, să știți că nu sunt de la emoții, sunt de la căldura pe care o transmitem noi, hai să spunem așa. Transmitem multă căldură. Multă căldură. Avem căldură sufletească, slavă Domnului. Mă uit la Bogdan, care stă atât de cu minte acolo, domn profesor, e cel mai cu minte dintre noi. E cel mai cu minte, eu la un moment dat am crezut că stă ca la slujbă, zic, băi. Dă-i și lui microfon. Profitam că făcea el era aici având și profitam de momentul ăsta de răcorire. Băi, ce înseamnă, băi, ce profitori suntem noi bărbații, mă. Da. Dragul meu, și tu la fel. Bine, tu în principiu cânti muzică ușoară, dar și muzică populară. Și la evenimente? Da, în programe introduc și muzica populară, muzica etno, dar mai bine mă simt pe muzica ușoară. Ție la suflet, da, așa? Da, da. Ce proiecte de viitor ai pentru anul acesta? Pentru toamnă, pentru vară, în afară de proiectul acesta din care facem parte cu toți? Eu nu am proiecte ca alții de lângă el mine. El e în concediu. Da, eu sunt în vacanță acum, da. Acasă. Da. E prima zi, a doua zi la Constanța, de când ai venit, da, nu? Da, e a doua zi. Nu, da. Te întrebăm dacă e bine în vacanță, că știm cum este. Momentan n-am apucat să mă bucur de ea. Nici noi. Nu, dar... Noi la toamnă, când facem și noi puțină vacanță. Apropo de concediul lui Bogdan, ieri a fost prima zi în care a intrat în programul nostru de seară și l-am sunat ieri dimineață, aveam o nelămurire la o piesă, așa. Și nu mi-a răspuns, m-a sunat el un pic mai târziu. Nici și mie, după prânz m-a sunat. A fost foarte bine, stilul lui galant așa. Știi, Irina, sunt în concediu și mi-am permis să mă trezesc un pic mai târziu. A fost atât de drăguț.
Cunoaștem. Și noi suntem în concediu, dar tot la 7 ne trezim, sau cel puțin eu. Da, dragii mei, Harry, o să revin la tine, pentru că tu mai ai niște piese pregătite pentru noi. Mai am, da. Tu mai ai mai multe de spus, dar o să vreau să te ascultăm. Ne cânt și armânește, ne cânt și populară? Vă cânt și populară și armânește, da. Ne cânt și populară și armânească. Ok, pentru dumneavoastră, din nou, îndrăgitul Harry Gromoșteanu. Casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat. Casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat. Anii nu se întorc, dar viața e așa, ea nu stă pe loc. Anii nu se întorc. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat. Casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereții, să se întoarcă roata vieții, să mai fiu băiat.
ză nu nanghili, ce știi că tânghios mă trești și ne fubi, se știi. Frate, cu cărăvea îi fuți pe amari, mă îi vedic, se ni pana mea curbani. Lună albă, lună-mi șartă, lunineață calea este în văr legată. S-a închisit, că te-a string un braț să vrută m-aș tu iezi. Cali la e neștiută, sfug dieta, tută s-a lăsat mea vrută. Lună albă, lună-mi șată, lunineață calea este în văr legată. Ceam lui Ermo, tip s-a închisit, că te-a string un braț să vrută m-aș tu iezi. Astea-n virinată, fără tine, fiată, fără a ta, iată. Bania la scărabea și este grea, o califu viroasic, se-a nitit mirăchilea mele. Lună albă, lună-mi șartă, lunineață calea este în văr legată. S-a închisit, că te-a string un braț să vrută m-aș tu iezi. Știi că tânghios mă trești și ne fubi, se știi. Frate, cu cărăvea îi fuți pe amari, mă îi vedic, se-a nipana mea curbani. Lună albă, lună-mi șartă, lunineață calea este în văr legată. Ceam lui Ermo, tip s-a închisit, că te-a string un braț să vrută m-aș tu iezi. Dragul nostru, ai făcut tu ce ai făcut, de n-ai ridicat de pe scaune. Nu da, știu dacă ai ținut neapărat. Vrut, n-ai vrut. Nici n-ai știut, vrut, de fapt. Mi-a plăcut că am avut baletul pe spate, cu toate că nu era cazul că deja lebăduțele erau intrate la apă, dar e bine că ați dansat, că nu era destul de cald, v-ați mai încălzit. Ne-am încălzit așa un pic, de dragul tău, dragă, am reușit să facem... Din dragoste, pentru, din dragoste folclor. Pentru folclor. Noua cură de slăbire. Din dragoste pentru folclor, vă așteptăm și pe dumneavoastră, dragii mei telespectatori, în fiecare duminică pe Litoral TV, iar pe Facebook ne puteți găsi pe pagina oficială Din dragoste pentru folclor, iar pe noi, pe avem programul, multe. Avem multe pagini. Mai multe. Zi, te las pe tine, Irina, să spui. În primul rând este Hari Oficial, pagina lui Hari Gromoșteanu, avem Varietăți Show, Instagram, YouTube, Hari Gromoșteanu. Și cam astea sunt canalele. Râsoteca lui Hari, grupul... Râsoteca, da, este un grup. Bun, din dragoste pentru folclor, continuăm. Așa. Și noi.
Elera, revin la tine. Mai reziști? Suntem făcute să rezistăm, să rezistăm. Nu? Hashtag rezist. Hashtag rezist. Da, aici mergea cu hashtag rezist, da. Toți pe trebuie. I, așa. Bogdanel, exact. Prima zi de concediu l-am terminat în prima, nu? Puțină saună, să știți că nu strică din când în când. E foarte nu, bine. Ce să mai... Deci, draga mea, încă o piesă, da? Încă o piesă, sigur. La fel de frumoasă? Da, la fel de frumoasă și la fel de ritmată, cum a cântat Harim. Ne ridicăm și la tine? E clar, plecăm cu un kilogram în mine. Dar n-are rost, de ce, dragă? Noi te susținem de jos. Hai să vedem dacă reușești să ne ridice pe scaune și tu. Elera Meregiu. Mulțumim, draga noastră Elera. Ai făcut cum ai făcut, ne-am ridicat și la tine, da? Mulțumim, Elera, foarte drăguț din partea ta că ne-ai ridicat. Ești invidios. Nu, dar chiar mă răcisem. Păi tocmai bine te-ai încălzit. Zic că m-am început, Elera, m-am și încălzit. Să vă văd eu că nu vă ridicați la piesele mele. Acum să vă văd. Ne ridicăm. Mai zi ceva, mai zi ceva. Da, dragii suntem mei. Suntem fanii tăi. Și eu ai voștri. Eu m-am simțit tare bine cu voi astăzi. Nu știu dacă și telespectatorii noștri. Chiar dacă a fost o atmosferă incendiară și la propriu și la figurat. Mă, să știi că din dragoste pentru tine și pentru folclor am venit cu drag și vom veni de fiecare dată. O să drag. Schimbăm titlul emisiunii. Din dragoste pentru Rodica. Uite, e o idee. Nu e rău, dar trebuie să-mi dai drepturile de autor. Că... Oh, nu mai zic nimic, că nu mă înțeleg. Nu ies la capăt cu tine. Nu, rămâne din dragoste pentru folclor. Dragii mei, vă mulțumesc. Vă doresc mult succes. O să încep cu tine, Bogdan, încă o dată. Vreau să vă prezint Bogdan Caragea. Să ai o vară minunată, să te bucuri de tot ce ți este ție drag și să revii la noi
din aceeași dragoste pentru folclor. Păi, dacă m-ați invitat odată, acum nu mai scăpați de mine. Nu mai scap de tine? Nu. Da, nu, că mie îmi place tare mult de tine, adică chiar te aștept cu drag. Cu mare drag vin și eu, mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag și eu. Elera, cu R, da? Și tot timpul trebuie să am grijă să nu-ți greșesc numele. Elera Oana Meregiu. Și ție aceleași urări, draga mea, să fii sănătoasă, fericită, frumoasă ești. Mulțumesc. Să ai parte de cât mai multe evenimente. Să fie pentru toată lumea. Să fie pentru toată lumea. Să tragem din greu așa. Hai, lasă, că nouă ne place. Ne place, eu sunt convinsă că toți avem același sentiment, da? Nu cred că cineva face meseria asta din obligație sau din altceva. E clar că o facem doar din plăcere. Cristina, și pentru tine o vară minunată. Vă mulțumesc frumos și cei care ne-ați văzut și care v-ați uitat până la capătul emisiunii, vă mulțumim frumos și sper să mai revin. Cu siguranță voi reveni în emisiune cu colegul nostru Cornel Oprea și poate mai revenim o dată, mai revin cu Hari și cu Irina. Nu știu dacă mai vrea Hari să mai vină. Poate la toamnă, când trece căldura. De Crăciun. Să facem așa cu dansuri, să venim cu toată echipa noastră, cu comedie, să vedem frumos, adevărata, adică să arătăm adevărata. Să sufere și ceilalți, da? Exact. Nu, și nu suntem acord echipă sau nu suntem ori echipă? Ori suferim toți, ori nu mai suferim, păi ce fac? Da, mulțumim, Radica, pentru invitație. Mare drag. Irina, îți mulțumim și ție. Mulțumim și noi pentru invitație și că ești alături de noi tot timpul și la spectacole și uite și în emisiunea ta suntem invitați, adică... Mie îmi face plăcere să fiu alături de voi. Și mă bucur că ați rezistat și voi alături de mine aici. Eroic. Mai puțin Hari, cred că el a fost cel mai puțin eu încântat. Eu sunt cel mai rezistent. Nu, noi fetele luăm partea bună. Am mai dat jos un gram, două, cinci. Voi, mușoc. Dar noi ce el vine nu e avem, de acord cu noi. Noi nu avem nicio vină, n-am greșit cu nimic. Da, vorbeai și că nu e din minunată. Obligație. Ba da, eu o fac din obligație, adică mă obligați să găsesc mai multe evenimente. Să din cauza că îmi place gașca, vă promit că o să mă strofoc și vom avea evenimente grup. Doamne ajută așa să fie. Da, mulțumim de invitație, Rodica, și telespectatorii care sunt de aici din Constanța și n-au ce face și vor să vadă un spectacol frumos, îi așteptăm să ne caute, că nu putem să dăm nume, că ne costă bani, să ne caute pe paginile de Facebook și să vină să ne vadă live. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei telespectatori. Aș vrea să adresez mulțumiri fotograful emisiunii, Iulian Mila, care a rezistat și el eroic alături de noi. Cele mai frumoase fotografii le găsiți pe pagina noastră de Facebook din Dragoste pentru Folclor. Aș vrea să mulțumesc restaurantului Scoi Calent că ne-a găzduit în această săptămână. Și noi mulțumim restaurantului că ne-a găsit. Mulțumim frumos. Mulțumesc și colegilor mei din spatele camerelor care au rezistat. Să ne revedem cu bine. Să ne revedem cu bine și săptămâna viitoare. Eu sunt Rodica Șerban și din aceeași dragoste pentru folclor vă aștept în fiecare duminică doar aici la Litoral TV.
Dacă te-o îndepărta, să mai bat